De astăzi s-au redeschis și cabinetele stomatologice. Medicii se așteaptă la un flux de pacienți, mai ales că se pot trata și alte cazuri în afară de cele urgente. Cu toate acestea, intervențiile dentare implică și riscuri, iar Colegiul Medicilor Stomatologi își recomandă o serie de măsuri în contextul acestei pandemii. Stomatologii ieșeni conduși de Norina Forna și-au dat întâlnire pe platforma Zoom pentru a discuta despre măsurile ce trebuie aplicate la nivelul unităților sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de asistență stomatologică. Are ca scop, întâi de toate, a face un dialog direct cu practicienii, dialog care să lămurească foarte multe lucruri care au însemnat pentru fiecare dintre noi, poate necunoscute, la care ne adresăm. Desigur că au însemnat grupuri de discuții, așa cum se știe, pe Facebook, pe orice cale și rețea de socializare, care au surprins întrebări, răspunsuri, nu toate la subiect, și atunci e chiar necesar să lămurim direct, având privilegiul de a colabora la documentele actuale care s-au elaborat la nivel național, de a oferi o informație mai exactă și de a, spunem, relaxa stresul produs de această perioadă prin neparticipare în activitatea de zi cu zi la clinicile stomatologice. Mulțumim pe această cale. Colegiul Medicilor Stomatologi a stabilit un set de reguli minime de efectuare a manoperelor stomatologice, prevenție, diagnostic, cu un accent pus pe siguranța practicienilor. Fiecare va însemna o manieră în plus de a se proteja, de a fi atent și, bineînțeles, de a realiza poate chiar și mai multe manopere într-o etapă care să scutească de cheltuieli în plus legate de fiecare vizită sau mai multe vizite la cabinetul stomatologic. Este un lucru important într-un interval sigur care să nu depășească potențialul de rezistență a pacientului și nici cel de stres pe care noi îl generăm prin manoperele respective. Deci, în această perioadă la Iași au funcționat cabinetele medicale ce au tratat cazurile urgente. Noi avem avizate 20. Deci pe lângă UPU, în toată această perioadă au funcționat și mai mult decât acest lucru, pot să spun că am susținut activitatea din cadrul cabinetului de primire urgențe UPU cu o echipare a personalului care desfășura în această perioadă tratamentul urgențelor și, cum se știe, zilnic jur de ajungând chiar la 30 de pacienți și peste.